Slăvit să fie Domnul! Amin! Mă bucur în această seară să fim în locul acesta și vă aduc salutări din partea fraților din Biserica Emanuel din Suceava. Dorim ca Dumnezeu să vă ajute să propășiți, să vă dea prosperitate, har și binecuvântare, slăvit să fie El. Amin! Amin! Fără să vă ridicați, cei care doriți, cei care aveți Sfintele Scripturii, vă îndemn să haideți în picioare. Cartea Genesa, capitolul 3, aș vrea să citesc câteva versete, pagina Scriptură 3, începând cu versetul 1 până la versetul 6. Genesa, capitolul 3, începând cu versetul 1. Textul biblic spune în felul următor. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragii mei, am citit acest pasaj cunoscut, foarte cunoscut. Și pornind de la aceste versete, aș vrea să le actualizăm oarecum pentru noi și să învățăm câteva adevăruri care ne pot fi de folos în creșterea și dezvoltarea noastră duhovnicească. Ne gândim la grădina aceea frumoasă, foarte frumoasă, specială, deosebită. Dar trist constatăm că toată frumusețea aceea de la început s-a pierdut. Tot ce a fost mai glorios, tot ce a fost special, n-a mai rămas. Vedeți, într-un fel și noi avem multe privilegii din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă momentan pe pământ avem și suferințe, cum se spunea, trecem și prin valea umbrei morții, dincolo de aceste perioade, dincolo de aceste situații, Dumnezeul nostru veghează asupra noastră. Ne bucurăm de acest ajutor, savurăm prezența sa. Dar, dragii mei, pericolul este să pierdem ceea ce avem. N-aș spune că e mare lucru să ai o sumă considerabilă de bani. E ceva. Mare lucru este să păstrezi ceea ce ai. Poate la un moment dat, uitați-vă, ne bucurăm de sănătate și mulțumim Domnului pentru sănătate. Dar știți că unii dintre noi, bucuria asta, sunt sănătos, mă deplasez pe propriile mele picioare, cum se zicea, pot să duc lingura la gură. Bucuria asta, într-o zi s-ar putea să nu mai ai. Și în acele momente când nu mai ai ce ai avut, nu știu dacă mi s-a întâmplat, trăiești niște regrete enorme. Am fost, am avut, dar nu mai este. Acum, sănătatea ca și sănătatea, se spunea de cancer, într-o zi vor dispărea toate. Dar, dragii mei, cea mai mare comoară pe care noi putem să o avem este să fim, să ne numim copii a lui Dumnezeu. Să nu ne fie frică de moarte, să nu trăim cu spaimă privind la ziua de mâine. Și totuși, ascultați-mă bine, Satan vrea să ne fure comoara asta. Satan vrea să ne dezbrace de haina aceea specială care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-o dă fiecăruia care venim la el. Și acum, fără să mai insist asupra acestui gând, vreau să revin la text. Ce s-a întâmplat de fapt? Cum Adam și Eva, în ce fel Satan a reușit să-i păcălească, să-i amăgească,
ca să-i scoată din fericire. Uitați-vă ce spune Scriptura. Versetul 1, partea a doua. Oare, spunea el femeii, interesant că a venit la Eva, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Ce răspuns a dat Eva la această întrebare? Eva a răspuns așa. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu ne-a interzis să mâncăm, să-l consumăm. Ne-a spus să nu mâncați, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Unde a atacat șarpele? În ce fel? Știți ce a zis mai departe? Hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Primul gând pe care vreau să-l menționez în această seară este acesta. Dragii mei, Satan nu vrea să vedem ceea ce avem, beneficiile care le avem. În loc să zică șarpele femeii, ce bine că aveți atâția copaci, atâția pomi, din care puteți să mâncați. Știți ce i-a zis? Nu te uita la ceea ce poți să faci. Nu te uita la ceea ce ți se permite. Concentrează-te pe ceea ce nu ai voie să faci. Frații mei, nu vi se pare că așa vine și la noi? Fac o paranteză. Nu așa te bucur de soțul tău. Că e serios. Că muncește. În loc să apreciezi atâtea calități ale lui. Vezi numai slăbiciunile. Nu cred că e cazul dumneavoastră. Sau există riscul să vezi numai slăbiciunile. În loc să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat, ne dă, frații mei, nu știu cum se face că pierdem din vedere. Dați-mi voie să vă citesc, zice în Ioan, 1 Ioan capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim, cum să ne numim? Copiii lui Dumnezeu. Tot mereu nefericiți că n-avem. Dar de ce noi ne uităm în sus? Ca să vedem câte avem. Tot mereu nefericiți că nu suntem în top. Dar de ce nu luăm topul și clasamentul lui Dumnezeu ca să vedem că suntem în capul listei, nu în jos? Jos e Satan. Noi suntem sus. Uitați-vă ce zice Biblia. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. El ne ajută, ne protejează. Ce vom fi nu se va arăta încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Uitați-vă, Petru, oarecum cu alte cuvinte, se apropia de aceste adevăruri. Spune așa Scriptura în prima epistolă, capitolul 1, versetul 5. Voi, noi, din Anglia, din România, cei care aparținem lui Dumnezeu. Sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Versetul 6. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felul de încercări. Și uitați-vă ce mare promisiune. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Știți că nimeni nu bagă pietrele în foc? Știți că în cuptorul de curățire ajung doar valorile, aurul? Și când Dumnezeu mă bagă în foc, de ce nu mă uit că eu sunt aur? De ce nu mă uit că Dumnezeu mă face mai bun, mai de valoare, mai frumos? Aleluia! Frații mei, dați-mi voie să vă citesc tot de aici, versetul 11 sau 10, prorocii care au prorocit des harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Versetul 11. Ei cercetau să vadă ce vreme
Și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos, și acum notați-vă, și slava de care aveau să fie urmate. Fac o scurtă comparație. Cred că și aici, și noi în România, ziua când primim salariul, ziua când primim banii, ne bucurăm. Când vii, nu știu, acum probabil dumneavoastră încasați în conturile dumneavoastră bancare, dar mai de mult te chema la caserie. Știți de ce te chema? Te chema ca să-ți dea. Și ori într-un plic, ori efectiv direct, spunea, domnule, ai muncit, ai trudit, ai fost serios. Proprietarul, stăpânul, patronul vrea să te răsplătească. Și pleca omul bucuros, numărând banii. Am primit ceva, am primit pentru că am muncit. Frații mei, vă gândiți la ziua când Dumnezeu va răsplăti munca și efortul nostru. În loc să, repet, să ne plângem, în loc să stăm cu capul jos. Nu-i drept, acum muncim, n-am primit încă banii. Dar într-o zi ne cheamă, ne strigă și o să vedeți că Dumnezeu va răspunde toată munca și efortul. Revin față mie la ceea ce am spus mai devreme, m-aș bucura să înțelegem gândul acesta. Știți cum ne fură Satan valorile? Nu ne arată ce primim, nu ne arată ce Dumnezeu are pentru noi. Și uite așa, concentrându-ne pe probleme, pe valea umbrei morții, noi uităm de slava de dincolo de vale. De răsplata ce vine după aceea. Haideți să vă mai citesc ceva. Spunea Domnul Iisus, Matei, capitolul 5. Foarte interesant vorbește aici Scriptura. Nu, poate ne-ar fi plăcut să sune altfel textul. Dumnezeu aleșilor lui le va da bani. Și Dumnezeu aleșilor lui va face cap. Dar uitați-vă ce zice textul. De exemplu, versetul 4. Ferice de cei ce plâng. Cui îi place asta să plângă? Dacă ar fi o listă a suferinței, cine s-ar înscrie pe lista asta? În mod normal nu ne-am înscrie. Dar uitați-vă, de exemplu, versetul 11. Ferice va fi de voi. Ferice. Cum ferice? Când din pricina mea, nu pe ce, nu pe drept, nu pe motiv întemeiat, oamenii, cei din jurul nostru, vă vor ocărâ, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și vine textul și șochează. Bucurați-vă și veseliți-vă. Dar explică textul de ce trebuie să ne bucurăm. Nu știu dacă ați pățit, frații mei, să primești o palmă pentru Domnul. Să te împingă. Du-te de aici, nu mai fă evanghelizare. Sau ce cauți, pocăitule, între noi? Nu sună frumos, să știți, nu sună bine. Dar spune textul așa. Răsplata voastră, unde e mare? Frații mei, se pierde răsplata sau nu se pierde? Oamenii niciodată nu apreciază și nici nu știu să aprecieze. Mă gândesc la copii câteodată, la mame, în special, care au copii. Cât muncește o mamă? Și totuși, uitați-vă ce zice textul mai departe. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruș, că tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte. Frații mei, să ne uităm la cei care au fost înaintea noastră. Să ne uităm la cei care au dus greu și n-au renunțat. Nu s-au lăsat ispitiți, pentru că unii la momente de presiune, momente din astea speciale, riscă să capituleze. Dom'le, nu se mai poate. Prea tare m-a zdrobit. Prea tare m-a împins la colț și nu mai am nicio șansă. Dragul meu, ăsta-i drumul spre fericire. Ăsta-i drumul spre glorie. Slăvit să fie Domnul. Apropo de beneficii, doar ceva vreau să mai citesc și apoi vreau să mergem mai departe. Ioan capitolul 16, spunea Domnul Iisus, versetul 20, adevărat, adevărat, vă spun că voi veți plânge, vă veți strâmui. Domnul Iisus ne-a spus din capul locului că, vedeți,
mă uit la dumneavoastră aici în Marea Britanie, plouă mereu și cuiva care nu ia, sau celor care nu le place să stea pe o asemenea vreme, a zice, ce nefericiți sunteți voi că plouă în fiecare zi. Imediat o să vă explic de ce am dat exemplul ăsta. Revin puțin la text. Voi veți plânge, vă veți stângui, iar lumea se va bucura. E foarte neplăcut să vezi pe altul sus și tu jos. Tendința noastră umană tocmai asta este. Dom'le, dacă toți sunt jos, toți suntem jos, asta este. Dacă vezi că se poate și sus, dom'le, se poate și mai ușor în viața asta. Se poate și să șmecherești, se poate și să eviți. Lumea se va bucura. Vă veți întrista. Dar întristarea voastră continuă, Domnul se va preface în bucurie. Versetul 22. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare. Eu vă voi vedea iarăși. Inima mi se va bucura și nimeni nu vă va răbi bucuria noastră. Apropo de ploaie. Plouă mereu, am înțeles, în aceste zone. Dar n-ați văzut ce iarbă frumoasă aveți dumneavoastră aici? Haideți în Oltenia noastră. Noi ne-am bucurat. E cei de acolo, că nu stau acolo. S-ar bucura să mai plouă. Câteodată Dumnezeu trimite ploaia în viața noastră. Dar noi nu vedem iarba ce o să crească în urma ploii. O să vezi că o să treci prin suferințe, fără să te mai spese ce zic alții. Te consolidează necazul. Te face puternic. Și te întreb, dar cum a rezistat? Cum a reușit? Frații mei, revin la gândul de început. Tot ce dă Dumnezeu e bun. Tot ce vine de la El, slăvit să fie El pentru tot. Dar să vedem nu ceea ce poate ne-ar place nouă sau am tinde să avem, să vedem ceea ce Dumnezeu are pentru noi, slăvit să fie El. Amin. Revin la cazul cu Eva. De ce Satan a reușit să păcălească pe Eva și pe Adam? Știți ce n-a conștientizat nici Adam și nici Eva, ce n-au conștientizat? N-am citit următoarele versete. După ce li s-au deschis ochii, au cunoscut că erau goi și s-au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțuri din ele. Până la urmă se termină textul, versetul, ultimul verset, 24, astfel a izgonit el pe Adam și la înțăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim ca să învârtească o sabie în băbăiat. Frații mei, știți ce nu le-a spus șarpele? Șarpele le-a ascuns ce se va întâmpla în urma acțiunilor. Asta e o tactică veche a diavolului. El îți spune doar o parte din adevăr. Să dau un exemplu. Am văzut la copilașii mei, probabil și din nou, le plac dulciurile. Sunt reclame cu dulciuri. Oamenii au. Mă rog, când mănânci ceva dulce, spun specialiștii, are o senzație de plăcere. Dar după ce trece senzația asta de plăcere, vine o mare senzație de neplăcere. De ce se ajunge la dependențe, droguri, tutun, alcool? Pe moment, imaginați-vă ce stări spun specialiștii sau spun cei care consumă asemenea substanțe. Pe moment e ca rai. Pe moment. Nu știu ce rai, că numai rai nu e cu certitudine, nu vă încurajez să consumați așa ceva. Uită de toate. Dar cât durează uitatul ăsta? Cât durează? Știți cât durează? O clipă. După aceea, nu mai ești măcar unde a fost. Măcar te-ar fi rămas unde a fost. Ești mai jos decât a fost. Eu nu știu cât de dulce a fost fructul respectiv. Mă gândesc că poate avut și fie avut și la urmă de dulceață. Dar după aceea, consecințele n-au fost ușoare. La ce vreau să mă refer, dragi ascultători? Spuneam și aseară la biserică unde am fost, dați-mi, citesc un verset din Matei, capitolul 5. Versetul 29. Dacă ochiul tău cel drept te face să cază în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Vedeți, este tentant pentru noi să comitem anumite fapte care este adevărul, pe moment aduc plăcere. De ce, zice textul, scoate-l și leapă-l? Nu că n-aduce plăcere pe moment. Frate, vreau să văd ceva ce să-mi placă.
Dragul meu, gândește-te ce se întâmplă după aceea. Ce se întâmplă? Este spre folosul tău. Să nu te bucuri de binele acela, de moment. De ce? Pentru că îți va fi aruncat tot trupul în ghenă. Mie îmi place să mă gândesc la imaginea pescarului. Știți că pescarul, înainte de a prinde pește, îi dă de mâncare? Și ca să poți să prinzi un pește, trebuie să-l hrănești bine. Dar ultima mâncare pe care o mănâncă. Nu merg la pescuit, dar când eram mic, mai cu alți băieți, hai la pescuit. N-am întâlnit niciun pescar să arunc ce cârligul gol. Nu vine niciun pește, numai așa din pură întâmplare. Dar pui acolo ceva frumos. Și mă gândesc la peștele care merge spre lumeală. Ce bucuros merge. Dar după ce a mușcat momiala, ce se întâmplă cu bucuria aia de început? Știți că nu se transformă într-o mare, mă rog, se transformă, ne imaginăm noi. Nu știu ce regrete au ei sau ce simt, ce sentimente cunosc cum Dumnezeu i-a creat. Vă dați seama unde ajunge bucuria aceea de moment? Nu vi se pare că Satan e pe scară și noi riscăm și noi să mușcăm omeala? Lasă-mă, frate, să mă distrez. Vreau să-l bat, să mă liniștesc. O să te liniștești pe moment, dar vei deveni și mai departe de Dumnezeu, vei ajunge. Mai neferice. Vreau să gust din plăcerile păcatului, să simt. O să simți ce o să simți, nu știu ce o să simți. Dar o să vezi tu ce vine după aceea. Mă gândesc la textul acela din Proverbe, capitolul 5. Spune acolo versetul 3. Buzele femeii străine, cum spune textul? Strecoară? Ce strecoară? Miere. Uitați-vă câte vizualizări, câți urmăritori sunt pe toate, eu știu, tot ceea ce ține de pornografie, de imoralitate. E la mare căutare, spus pe românește, pe limba noastră. Ce lucruri este mai lucros decât noi? Foarte mult atrage un asemenea comportament imoral. O lume stricată. Dar uitați-vă ce zice textul mai departe. Dar la urmă, omoruri, vieți nefericite, sinucideri peste sinucideri. Uitați-vă câte zbateri ale oamenilor ca să-și nece nefericirea. La urmă este amară ca pelinul. Dar ziceai că e miere. Dar ziceai că e dulce. Frații mei, nu-i dulce. E amară ca pelinul ascuțită ca o sabie cu două dușuri. Dați-mi voi să fac o paranteză. Sunt oameni care fug după bani. Își doresc să guste satisfacția pe care oferă banii. Să mă dau, frate, zic și eu, să mă dau jos dintr-o mașină, mașină de mașină. Eu mă doresc să aveți mașini, cum vă dăm? N-am treabă cu ce mașină aveți, vreau să nici de asta cu ce mașină am eu. Dar, frații mei, oare asta înseamnă să fii fericit? Să costai la volanul unei mașini speciale? În asta stă fericirea. Sau fericirea vine din interior? Poți să stai pe o bicicletă și să cânți de bucurie, că Dumnezeu te iubește și că tu iubești pe El. Și poți să fii într-o mașină de lux și să ai emoții că într-o zi Dumnezeu te strivește și te pedepsește pentru totdeauna. Dar ce am vrut să spun apropo de bani, ca să nu pierdem ideea? Pune în capitolul 1 Proverbe despre cei ce te sfătuiesc. Fiule, dacă ești păcătoși, versetul 10, vor să te amăgească. Nu te lăsa câștiga cu ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi, haide să întindem curse, să vărsăm sânge. Versetul 13. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe. Ne vom umple casele cu pradă. Eu vă îndemn, frații mei, fugiți de câștigurile astea peste noapte. Fugiți de lucrurile îndoielnice, care promit mult. Foarte mult. Uitați-vă ce zice versetul 19. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia nu aduce câștigul. Când o să tragem linia la urmă, n-o să avem nici cât am avut, aduce pierderea celor ce se dădeau la ea. Câți oameni s-au nefericit în viața asta? Pentru că nu s-au mulțumit cu ceea ce aveau.
vreau mai mult. Și opri nu și ceva. Vreau să fiu deasupra celorlalți și nu să-mi dau seama unde va duce un asemenea comportament. Doar pe David vreau să te pun în față într-o ipostază urmărit de socrul său Saul, 1 Samuel 24, a fost nevoit să fugă. Versetul 3 a ajuns la niște stâne de oi, acolo era o peșteră care trebuia să doarmă, e vorba de Saul, David și oamenii erau tocmai în fundul peșterii. Dați-mi voie să vă spun, când vrei să faci rău altuia, să ai grijă, că versetul de aici se împlinește și cu tine și cu mine. Nu știu cum se face, că caz de desubt. Dar uitați-vă versetul 4. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. A zis oamenilor săi, versetul 6, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Știți ce admire în versetele astea? Puterea lui David de a nu se lăsa ispitit de tentația asta de a face rău. Mă gândesc la o soție care a jignit un soțul, care a supărat un soțul. Și are ocazia să se răzbune când el vine acasă. Te-am prins la colț și îți aplic pedeapsa pe care o meriți. Așa a făcut David. Fă așa, draga noastră soră, și o să aprinzi focul și mai tare. Și o să strigi și mai mult. Dacă vrei să fie bine, nu fă ce-o făcut Eva și Adam. Ne bucurăm, am satisfacția asta, că l-am atins, că i-am spus-o. Uitați-vă la David. Chiar Saul îi spunea, capitolul 24, versetul 17, a zis lui David, Saul, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Versetul 20, acum iată știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Frații mei, asta înseamnă să ne comportăm corect. Să sacrificăm binele de moment pentru binele etern. Fericirea aceea ce ține de compromis pentru adevărata fericire care rezistă, care durează, slăvit să fie la mele. Povestea un frate, era la o nuntă la noi în județul unde eu locuiesc și apropo de soții, permiteți-mi această paranteză, într-o zi un soț se mai întâmplă, asta e realitatea. A făcut ce a făcut și a supărat soția. A trebuit să plece la muncă, probabil acolo a regretat atitudinea lui și când se vine acasă, a venit cu cadou să spele greșeala. Dar problema n-a fost la el. Ea, rămânând acasă, jignită de atitudinea lui, a avut ocazia să-l pune și ea pe el la punct. Că așa facem noi, vrem să ne răfuim. Mi-ai dat totul, da? Am și eu putere să dau. Și povestea fratele la nunta respectivă, ea s-apucă și pune mâna pe telefon. Și spune la cutare, uite ce mi-a făcut soțul. Ăsta e bărbat? Și îl face în toate felurile. Cum l-a făcut, nu știu. Bă, nu de bine, i-a zis. Pe seara el vine acasă. Cu cadou în brațe, cu capul plecat. Acum ea când n-a văzut fața asta la alta lui, i-a fost rușine de ea, dar n-am putut să tac. Uite că bărbatul nu e chiar tocmai așa de rău. Am dat un exemplu, frații mei, el se potrivește în multe alte situații. Ăștia suntem noi. Ridicăm pumnul pentru orice greșeală. Suntem în stare să ne ducem până în pânzele albe, numai să scoatem adevărul la suprafață. Și dați-mi voie să vă spun, atitudinea corectă nu este să ții capul sus. Atitudinea corectă este să pleci capul. Să lași de la tine. Să poți să depășești vulnerabilitățile și scăpările celorlalți. Asta ne va conduce la biruință. Slăviți să fie numele Domnului. Frații mei, revin la Eva, la Adam. Știți ce au greșit cei doi? Care a fost problema? Spuneam că n-au văzut, nu și-au dat seama ce se întâmplă după aceea. Ceva vreau totuși să vă mai citesc. Zicea Pavel 1
Timotei, capitolul 2, capitolul 1, mă scuzați, versetul 20. Hai să citim de la 11. Vorbește despre prorociile făcute mai înainte despre Timotei, dorind ca prin ele să se lupte lupta cea bună, să păstreze credința. Versetul 20, aici am vrut să ajung, de exemplu pe Emineu și Alexandru, și uitați-vă ce afirmație rostește Pavel în dreptul lor. I-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu culească. Știți că așa face Dumnezeu cu noi? Ne lasă să plângem puțin sau să suportăm pedeapsa ca să ne fie bine după aceea. Satan face exact pe dos. Asta spuneam mai devreme. Dar revenind, i-am dat pe mâna satanei. Nu știu ce au făcut cei doi. Dar și-au dat seama unde vor ajunge. Eu lucrez în România, mă rog, într-o anumită instituție a statului care se ocupă de cei care fac evaziune fiscală. Și nu eu din mod direct, ci colegii mei sau ce alte persoane abilitate, trag la răspundere pe unii care își au permis să se joace cu legea. Mă, frații mei, mă gândesc la oamenii ăștia care au fentat, care au șmecherit, care o mai ascuns, o mai dosit, o făcut ce-o putut. Ei și-au dat seama că într-o zi cineva le va pune sub ochi toate măgăriile lor. De exemplu, nu și-au fiscalizat veniturile. Doamne, nu declară. Nu fac eu publicitate pentru stat, n-am o treabă cu avere, cu din astea, probleme nu. Noi vorbim de ce. Dar luăm ca exemplu. Vine o sumă foarte mare de plată, cu dobânzi, cu penalități. Și omul plânge, vai, cum o să plătesc cu toată suma asta de bani? Și vorba cuiva, dar de ce n-ai plâns? De ce nu te-ai gândit că aici vei ajunge? Frații mei, e un caz banal ăsta. Hai să ne mutăm, să nu vreau să mă concentrez pe astea. Într-o zi noi vom plânge amarnic. Într-o zi vom regreta enorm. Cam luat-o ușor. Se poate și așa, nu-i nicio problemă. Dumnezeu închide ochii. Îi închidem noi, dar Dumnezeu nu-i închide. Putea să zică Dumnezeu lui Adam, Adame, știi? Fă, să văd, mă fac că nu văd. Nu-i dă Dumnezeu, uitați-vă, nici măcar a doua șansă. I-a dat foarte mult lui Adam, dar și când a greșit, Dumnezeu l-a pedepsit. De aceea, frații mei, îndemnul meu pentru noi toți este acesta, să nu luăm cu ușurință. Nu e o joacă de copii. Mă gândesc la ceea ce zice Evrei. Și dacă bine ar fi să ne concentrăm pe aceste adevăruri, Evrei, capitolul 10, versetul 29, cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului care a fost sfințit, va batjocori pe Duhul Harului. Mai departe, versetul 31, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dragii mei, aș putea să vă spun din experiențele altora, poate și ale dumneavoastră, și a mele, că Dumnezeu, pentru toate minusurile noastre, le-a dublat, poate le-a înzecit și ne l-a pus în față, ne-a dat la pachet. Mi-aduc aminte că, copil fiind, n-aș putea spune că e o mare greșeală, dar am promis cuiva ceva. Și am promis în repetate rânduri. O să-ți dau. Era vorba de bicicletă. Ce e o bicicletă? N-am mai dat-o. Intenționat n-am mai dat-o. Că dacă nu puteai, mă rog, n-ai putut. Intenționat am evitat să-i dau. M-am vrut să mă folosesc de el prin acea promisiune. Mă rog, să fie prieten cu mine, știi, sunt copii. Au trecut ani. Într-o zi cineva mi-a promis mie nouă bicicletă. Că dacă era o bicicletă, bicicleta mi-a promis ceva mult mai mult ca o bicicletă. Și frații mei, când am văzut că nu mi-o dă și zbor pe goale, era cineva din familie, cineva de aproape, normal că m-am revoltat. Dar știți ce mi-am adus aminte? De promisiunea pe care eu o făcusem cu oamenii mei. Oare ce a simțit omul ăla când și-a dat seama că a fost amăgit?
Dragii mei, de ce am dat exemplul acesta? E bine că fac o paranteză, că Dumnezeu ne pedepsește aici. Dar să știți că Dumnezeu e drept. De asta am dat exemplu. Dumnezeu e corect. Noi credem că se poate. Dați-mi voi să spun, nu se poate. Noi credem că merge, nu merge. De aceea, îndemnul meu pentru dumneavoastră și închei gândul acesta, este tocmai acesta. Haideți să prevedem, să, eu știu, să ne dăm seama unde va duce un asemenea comportament. Fac un pas mai departe și nu mai vreau să vă rețin foarte mult. Versetul 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Și cum era pomul? Plăcut? De privit. Ce spuneam mai devreme de imoralitate. Și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Apropo de dulce, cred că la toți ne place dulcele. Poate la unii mai mai puțin. Dar nu o să-ți mânca o prăjitură dacă ar fi amară? Să se numească tort de nu știu care. Când îl guști, lasă, mai degrabă mănânc eu acolo ceva de 2 lei, da. E dulce, e dulce. Uitați-vă câte alimente se vând, nu pentru că sănătoase. Știți care e secretul? Îs gustoase. Și comercianții știu, dom'le, dă ceva ce merge. Ce atrage. Frații mei, Satana își vinde marfa lui. Și nu știu cum se face că și noi, în loc să ne concentrăm pe ceva sănătos, pe ceva consistent, umblând după ce atrage privirile. Mă gândesc la Domnul Iisus, Matei capitolul 4, fiind ispitit de Satan, spune Biblia că diavolul, la un moment dat, versetul 8, l-a dus apoi pe munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și ce i-a zis? Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fațele Domnului și te vei închina mie. De ce nu i-a arătat altceva? Când un hoț merge să fure, frații mei, ce credeți că își imaginează hoțul acela? Închisoarea care îl așteaptă, gratile, pedeapsa, sentința, cătușele? Sau el își imaginează altceva? Când un om calcă strâmb, vedeți, asta e problema. Nu pare atractiv, pare ceva special. Se vorbea de, se cita din Galaten capitolul 2. Pavel acolo a observat o situație în Galatia. Spune Biblia versetul 11, când a venit Chifa, i-a stat împotrivă. De ce? Înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamul, e vorba de Petru. Când au venit evreii, s-a ferit și s-a stat deoparte, teama și mânteați împreună. N-a zis că 600 oameni așa? Ca să nu dea rău. Zice ca tine și face ca el. Când am văzut eu că nu umblă drept. Nu știu, poate ne-au să nu vindeți mașini și pună genul ăsta. Un frate din România trebuia să cumpere și ceva, zi, mă rog, și mai el, să văd eu vânzătorul la serios. Domnule, mașină ca a mea, până o vinzi. Și apoi, bine că am scăpat de ea. Asta e realitatea, frate. Ce salar am eu, frate, cât trebuie să ieși în evidență cu ceva. Și apoi zici, Doamne, de s-ar dubla, că vezi că n-ajunge. Frate, eu când vin, simte toată adunarea. Dar tu îți dai seama că adunarea, cum se zicea, ține de puterea lui Dumnezeu, nu ține de noi. Că noi dăm de mâini, dar atâta rămânem cu astea. Revin la Chifa. N-a fost mai ușoară calea asta să se prefacă? Așa se numește, calea mai ușoară. O minciună. Că m-a trecut până în față. Aleluia! Mărire dar frații mei, o să vedeți că minciuna noastră va fi descoperită și o să ajungem mai în spate. Dar apropo de gândul acesta, de situația asta, chiar Pavel spunea celor din Roma, Romani, capitolul 16, spune Scriptura în felul următor. Versetul 18. Hai și 17. Să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare. Versetul 18. Astfel de oameni nu slujesc lui Hristos. Cui slujesc? Pântecelor. Nici la locul de muncă, frații mei, nu trebuie să mințim ca să obținem un venit mai consistent. În adunare, nu trebuie să ne folosim de sentimentele noastre sau, eu știu, de vulnerabilitățile altora ca să câștigăm noi.
Trec mai departe. Prin vorbiri dulci și amăgitoare. Dar ei nu-și dau seama că sunt amăgitoare. Își dau seama. Revin la ceea ce am zis mai devreme. Câtă păcăleală, câți oameni neseroși în lumea în care noi trăim. Dar uitați-vă ce zice textul mai departe. Înșală inimile celor neascultători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Frații mei, îmi povesteau o parte din zona Sibiului, cred că s-a întâmplat. Cineva muncea și a fost înștiințat când a preluat acea funcție într-o fabrică, cred că se produceau alimente. Tot ce se distruge din vina ta, ți se va retrage din salar. Și omul nostru foarte serios, foarte cu minte, și-a notat toate pagubele produse acelei întreprinderi și când a primit banii, a făcut reclamații în sensul că a zis, domnilor, eu știu, așa cum am fost informat, am fost acolo când am făcut anumite greșeli și ei s-au produs niște paguri. Ar fi cazul să plătesc pentru acele paguri. Eu le-am făcut. Patronul când nu a zis, s-a speriat. El le zicea că așa le zicea la toți. Vezi că plătești, cumva să-i amenințe să facă de la mine. Dar nu s-o gândesc ea niciodată banii. Cum vrei să ne dai ce e distrus? Da. Bine, stai puțin deoparte. Eu plătim pe toți restul. Și am zis, domnule, noi de lume ca și tine aveam nevoie. De azi încolo nu mai vrem să muncești. De azi încolo vrem să te facem șef peste ei. Și tot ce strică ei, tu să-ți notezi. La sfârșitul lunii vii și le dai evidențe. Dar ai grijă să nu te schimbi ca ei, să rămâi așa ca tine. Dacă oamenii apreciază, frații, dacă oamenii se bucură din asemenea comportament, doar Dumnezeu într-o zi ne va evidenția în fața cerului. Ăsta nu a mințit. Ăsta nu a umblat cu strâmbătăți. Ăsta a fost drept, a fost sincer și corect. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și apropiindu-mă de încheiere, cum am promis, mai am un gând pentru dumneavoastră, frații mei. Nu cred că i-a fost foame evrei. Că avea mâncare din mersul. Dar și dacă era foame, nu asta era soluția să-și satisfacă nevoia de foame. Trebuie să recunoaștem că avem nevoie. Simți nevoia să fii iubit, simți nevoia să fii îmbrățișat, simți nevoia să posezi ceva, domnule, este al meu, este cuibul meu. Simți nevoia, nu într-un sens greșit, nu mă înțelegeți greșit, să te afirmi. Ce sens să te afirmi? Zice Pavel, să aveți simțiri cumpătate, adică ceva ți-a dat Dumnezeu și trebuie să pui în negoț. Am, Dumnezeu mi-a dat. Avem multe nevoi în lumea aceasta. Vedeți, l-a atacat Satan pe Adam și pe Eva într-o anumită nevoie. Știți că și la Domnul Iisus tot cu o nevoie a venit? Era foame. La Adam și la Eva nu era foame. Tot cu nevoie a venit și a zis, poruncește ca pietrele astea să se facă pâine. Frații mei, m-aș opri puțin la domeniul acesta al nevoilor. Mă gândesc la Leia, nu era iubită. E total neplăcut în familie unde ar trebui să te saturi de iubire. Zice acolo, izvorul tău să fie binecuvântat, Proverbe 5, bucură-te de nevastă tale. Ca și o fântână care dă peste. În familie este nevoie să se facă așa ceva. Zice, fiind drăgostit de ea, îmbrățișează-o cu alte cuvinte, bucurați-vă de comuniunea de a fi împreună. Dar nevoia asta, nu lăsa, zice acolo în text, să-ți ajungă pe râu, în piețele de obște. Poate un soț care nu știu, eu știu, nu-i soț în sensul că nu-ți vorbește frumos, n-are grijă de casă. Frații mei, hai să revin puțin la Leia și o să înțelegeți ce vreau să vă zic. Versetul 31. Domnul a văzut că Leia era iubită sau nu era iubită? Cum spune textul? Nu era. Nu e normal ca o femeie să fie iubită? De ce zice Pavel? Bărbaților, iubiți-vă! Dă-i că asta are nevoie. Să se simtă iubită, protejată, ajutată. Nu era împlinită nevoia ei. Și bine, Dumnezeu într-un fel și compensează această nevoie. Și zice textul, a făcut-o să aibă copii. Nu venea de la soțul iubirea, uite că vine de la copii iubirea. Poate n-ai bani. E o nevoie. Avem nevoie și de bani. Cu limitele necesare. Doamne,
ce să fac? Să fur? Dragul meu, cu nevoia ta vino înaintea lui Dumnezeu. Doamne, trebuie bani. Tu ai spus că porți păsărilor de grijă. Trece-mă și pe mine pe lista ta. Vreau să-mi dai și mie, cum ai dat evreilor, mană în pustie. Și o să vezi, poate nu vine pe acolo, dar vine din altă direcție. Mă gândesc la Absalom. Într-un fel, noi l-acuzăm foarte mult pe Absalom. Și a fost un copil rebel. Dar dacă vă uitați în Scriptură, tatăl său, într-un fel, zic eu, nu și-a făcut pe deplin datoria. A trimis vorbă lui Ioab, i-a dat foc ogorului său și i-a zis, pentru ce n-ai venit când te-am chemat? Ar fi fost mai bine pentru mine, 2 Samuel 14:32, să fiu și acum în Ghișor. Știți ce greu este pentru cei care, apropo de Absalom, nu se bucură de căldura unui cămin, de căldura unui tată? Ascultam mărturile unor copii, zice, chiar un frate care mi-a lucrat mie acasă ceva, abandonat de mama lui, zice, ieșeam în weekend, când venea după ceilalți copii de la casa de centrul acela de plasament, venea și ducea acasă, măcar în weekend. Mă uitam spre cer și ziceam, Doamne, dacă existi, zi la mama mea să vină să mă ia și pe mine. Și nu a venit. Mă uit la omul acesta, forțat de împrejurări. A ajuns la biserică și Dumnezeu i-a devenit și mamă și tată. Are 10 copii. O familie frumoasă, o familie împlinită. M-am dus cu el la poliția din Suceava să identifică mama. Se uită polițistul când eu citi datele din cartea de tate, zice, domnule, ai 10 copii. Un copil crescut la casa de copii. A devenit tată adevărat pentru 10 copii. Cine a putut să facă transformarea asta? Știți cine? Tatăl orfanilor? Apărătorul văduvelor? Dumnezeul nostru. Și astea sunt exemple palide. Frații mei, nu e o scuză că avem anumite nevoi. N-am servici. Nu trebuie să ajungi în depresie că n-ai servici. Mă gândesc la... Chiar vă provoc. Ana n-avea copii. Știți ce neplăcut era să fii înțepată? Mă gândesc la ea, înțepată de penina. Plângea, nu mânca. Soțul ei încerca să o consoleze, dar ea era întristată. Până într-o zi când se ruga Domnului, sufletul amărât, plângea, și-a făcut o rugăciune, Doamne, dacă o să-mi dai un copil, ți-l voi da ție. Îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Ea stătea multă vreme în rugăciune, el i-a considerat că este beată, s-a dus acasă până la urmă, chiar el i-a zis, du-te în pace și Dumnezeul Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Putea soțul ei, Elcana, să o ajute cu ceva? Sunt situații, frații mei, în care cei de aproape, oricât de mult ar vrea să ne ajute, nu pot să ne ajute. Dar este cineva care vede problemele noastre, vede nevoile noastre. Și Dumnezeu din cer, așa frumos spune textul, i-a s-a dus acasă și Domnul și-a adus aminte de ea. Și ca bucuria ei să fie mai mare decât o cerut, o zis, Doamne, unul dă-mi. Și ți-l dau ție. Știți câți a primit în total? Așa spune textul. Când a cercetat Domnul pe Ana, a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Dintr-o femeie care plângea. O femeie dată la o parte de soție, de soție, cealaltă soție a soțului ei. Domnul a făcut-o o mamă veselă. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și, frații mei, vreau să vă spun ceva în încheiere. Am îndemnul acesta. Poate nu are legătură cu ce am spus până acum, dar vreau să vă citesc un verset și puțin să-l accentuez. Zicea Ioan în felul următor, apropo de ce e nevoie, de-aia vreau să citesc versetul ăsta. 1 Ioan capitolul 3 spune Biblia așa, prea iubiților sau copilașilor, 11, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta. Și cu adevărul, versetul anterior, cine are bogăție lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Vi se pare normal, noi care suntem frați, noi care sugem la aceeași mamă, este o vorbă de animale, Domnule, este la aceeași mamă, ne hrănim din aceeași sursă, îl chemăm pe același Dumnezeu.
să dăm la o parte pe frații noștri? Mă gândesc la pilda dată de Domnul Luca, capitolul 10, un om a ajuns bătut, dezbrăcat, jefuit, lăsat aproape mort. Uitați-vă, s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, din întâmplare, să treacă pe acolo un preot. Probabil, dacă omul mai era conștient, dacă era conștient, când o fi auzit pași, în sfârșit. Dacă vedea și l-a văzut că era și preot, ia să zică, să fi fost eu acolo, domnule, ăsta care e la tem, ăsta e cel mai milos om, preotul. Știți ce spune textul? A trecut când l-a văzut, hai să zici că nu l-a văzut, l-a văzut, când l-a văzut, a trecut înainte, cu ce inimă? Ce inimă a avut omul ăla? De-a putut să treacă înainte pe lătură. Ce inimă trebuie să aibă un bărbat când vede că soția lui nu mai poate cu copiii sau cu alte probleme și el pleacă și o lasă? Ce inimă? Ce inimă să aibă o soție sau un frate, o soră din adunare când știi că el abia trăiește, se luptă de pe azi pe mâine să-și câștige, să se întrețină? Și tu și cu mine ne permitem luxuri când știi că el e căzut. Mai departe, un levit trecea și el pe locul acela. A trecut înainte pe alături, dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când a văzut i s-a făcut milă de el. Era vreo legătură de rudenie între cei doi? Cred că intenționat Domnul duce departe samaritian. N-aveau nicio legătură cu evreii. Și uite cum un străin, aș spune un nepocăit, vine și se face bine de tine. Și nu doar că zice, domnule, hai să-ți dau niște apă că mă grăbesc, că așa suntem noi. Ia 2 lei și lasă-mă în pace. Uitați-vă, i-a legat rândile, a turnat peste ele un de lemn și vin, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Domnule, dar cine te plătește pentru asta? Ce beneficiu ai că îți faci milă de fratele tău? Cu ce te alegi că investești în ceilalți? Frații mei, Domnul a zis-o mai departe, pe lângă faptul că a dat lui Hagiului, mă rog, când voi, ce vei mai cheltuiți, voi da înapoi la întoarcere, du-te, zice Domnul, și fă și tu la fel. Ăștia sunt adevărații copii al lui Dumnezeu, care sunt sensibili la nevoile celor. Frații mei, e trist, foarte trist, că iubirea noastră câteodată e doar teoretică. Eu personal am fost pus la examene, nu vă spun ce am făcut, ce n-am făcut, păstrez pentru mine, dar mi s-a cerut să arăt. M-am uitat că mirosea urât, m-am uitat că mă grăbeam, pentru că aminte de o situație în care tatăl meu a fost nevoit să spele picioarele unui om venit de la mine sau ce, murdar. Și-a făcut ce-a făcut, dar cu trecut pe lângă el, nu o spălă altul. Și povestea tata, am plecat, în ziua aia am plecat cu mașina la o biserică. Și unde era noroi, de era noroi, pană. Și după ce o schimba roata și s-o murdărit tot, o căutat o apă curgătoare să se spele. Și în timp ce se spăla, și-a adus aminte că Dumnezeu l-a probat cu apă caldă, nu cu apă rece, curgătoare de rău. Și nu vrea să spere. Frații mei, e bine că Dumnezeu le aduce aminte. Când o să pierzi, când o să ajungi pe drumul, o să-ți aduci aminte că puteai să nu fii pe drumuri, puteai să nu pierzi, dar tu ai ales. Tu ai ales, eu nu mă bag. Dacă toți facem așa, nu mă bag. Frații mei, adevărata iubire, închei cu un verset spus de Apostolul Pavel, cu toate că e vorba de bărbați aici. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine. Pentru asta e definiția iubirii, una dintre ele. S-a dat pe sine. Renunțăm la noi, la dreptul nostru, ca să facem pe alții fericiți. Apropo de familie, renunț la mofturile mele ca să fac pe partenerul meu bucuros. Apropo de biserică, mă dau un pas în spate
ca fratele să se simtă bine. Îl mă umilesc dacă trebuie, ca el să crească. Frații mei, când vom ajunge la nivelul acesta? Să ne dea Dumnezeu putere, să ne dea Dumnezeu tărie. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin.